v-am găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vorbim despre eleganța acasă și gândindu-mă la clipul ăsta, mi-am dat seama că de fapt o să fie o miniserie de clipuri, pentru că am foarte multe de vorbit despre eleganța acasă și ceea ce înțeleg eu prin eleganța acasă, dar am menționat în două clipuri chiar ăla cu cum să-ți găsești stilul și haul-ul de haine, am menționat ceva legat de garderoba de casă și v-am întrebat dacă ați fi interesate și chiar am primit multe mesaje și în privat și la clipuri despre asta și că ați vrea să dezbatem puțin mai mult subiectul ăsta și asta vom face astăzi. Discutăm despre garderoba de casă. Și primul lucru pe care vreau să-l faceți după ce vă uitați la clipul ăsta și vreau să-mi promiteți solemn că faceți treaba asta, este să vă duceți la garderoba voastră, șifonierul vostru, dulapul vostru, sertarul vostru, whatever it is, și să aruncați tot ce este vechi, tot ce nu vă vine, tot ce este uzat sau are defecte, tot ce este decolorat, tot ce are, nu știu, desene, Mickey Mouse, nu știu, tot felul de personaje din astea de desene animate, tot ce poate să arate șleampăt, urât, neîngrijit și murdar. Și asta pentru că nu știu cine Dumnezeu a inventat mania asta, moda asta de a fi cât mai șleampăte, cât mai neîngrijite, cât mai nespălate, în aparență, chiar dacă ne spălăm, acasă. Există cel puțin în ultimii ani o modă, un concurs parcă, mai ales în rândul femeilor, de a se întrece care arată mai șleampătă, mai nespălată, mai cu haine mai ponosite, mai necălcate, mai urâte. Parcă efectiv cineva a setat un concurs și urmează să se câștige un mare premiu și toată lumea se bate pe el. Acum, să nu mă înțelegeți greșit, nu vin din perspectiva unei persoane ipocrite aici să vă vorbesc, pentru că și eu am făcut parte din categoria asta și știu foarte bine. Și v-am spus de ceva timp lucrez foarte intens la a schimba aspectul ăsta, pentru că pur și simplu mi-am dat seama că mă deranjează. Adică dacă voi vreți să stați șleampăte cu cocul la slinos în cap și să arătați ca și cum ați ieșit într-un coș de gunoi și asta vă face să vă simțiți bine, ok, treaba voastră, dar eu mi-am dat seama că nu mă face să mă simt bine chestia asta și mi-am dat seama că nu mă ajută absolut nimic și mi-am dat seama că nu e în favoarea mea aspectul ăsta și mi-am dat seama că, vorbind de eleganță, v-am spus că detest forma fără fond. Ori, din punctul meu de vedere, să fie elegantă nu presupune doar forma, și anume să fie elegantă la birou sau pe stradă sau când te duci să te întâlnești cu cineva, ci să fii tot timpul elegantă. Și de asta lucrez la capitolul ăsta. Eu vin dintr-o familie, dacă vreți, în care hainele de casă, hainele de muncă, hainele de stat pur și simplu, când nu ieși din casă, erau cele mai hidoase. Adică era un cult cumva la noi în casă. Era interzis să ai o pereche de pantaloni care să-ți vină bine sau o bluză care să nu fie pătată sau ruptă. Sau... Adică știu foarte bine despre ce vorbesc. Da? Și în timp mi-am format o repulsie pentru asta. Cel puțin în România, dar și în străinătate, văd că este un cult pentru treaba asta și e trist pentru că ați văzut că a venit pandemia și am început să ne petrecem foarte mult timp acasă. Am început să ne petrecem foarte mult timp în spațiul nostru și chiar am auzit foarte multe persoane spunând mă simt rău că nu mai pot să mă îmbrac frumos. Mi-aș dori să mă îmbrac frumos, dar n-am unde. Păi cine te oprește să te îmbraci frumos? Faptul că ești acasă, dar cine a definit cine a adus ideea că acasă nu trebuie să te îmbraci frumos? Mai aud foarte des sintagma aia, vai să nu mă vadă cineva cum sunt îmbrăcată sau cum arăt, stai să mă aranjez ca să mă duc la vecina. De ce? La tine în casă de ce nu ai putea să fie aranjată și să arăți bine? Adică de ce trebuie să te aranjezi numai ca să te duci la vecina sau să te duci la magazin? Vă zic chestia asta pentru că asta a fost practic tiparul pe care l-am descoperit eu și pe care în momentul în care l-am descoperit am reușit să-l rup și mi-am dat seama că e o mentalitate setată greșit.
Adică, dacă ești acasă, nu înseamnă că trebuie să fii șleampăt. E adevărat, acasă fiecare în mediul lui poate să se simtă cum vrea el și poate să facă ce vrea el și poate să se îmbrace cum vrea el, dar în momentul în care ești o femeie elegantă și vorbim din perspectiva unei femei elegante, chiar și acasă, ținuta ta trebuie să fie în consecință. Și aici nu vorbesc de a sta pe tocuri acasă, de a avea numai rochii din ale pompoase, de a avea un machiaj din ăla foarte glam, dar nu știu, nu vorbesc despre chestiile astea exagerate, astea sunt exagerări. Dar cred că și acasă ar trebui să acordăm mai multă atenție ținutei și felului în care arătăm. Aud iarăși chestia asta cu să fie confortabil, să nu mă strângă, să nu mă țină, să nu știu ce. Ok, pot să înțeleg și aspectul ăsta, dar asta nu înseamnă că a avea haine confortabile trebuie să fie sinonim cu șleampăt sau cu saci, efectiv, să pară că ești vârâtă într-un sac, să pară că, că nu ai nicio formă, că nu ai nicio substanță, că nu ai nicio prestanță, că nu ai niciun sens. Nu este sinonim cu a fi neîngrijită, din nou. Da? Poți să ai haine de casă relaxate care să te facă să arăți bine, să te simți bine, să fii aceeași persoană care iese pe stradă, da? Adică diferența să nu fie făcută de haine. V-am zis, urăsc foarte, foarte tare și folosesc cuvântul urăsc foarte rar dacă mă cunoașteți, urăsc foarte tare forma fără fond. Iar să pretinzi că ești o persoană elegantă în societate, la birou, în mediul tău extern și acasă să fii șleampătă este dovadă de ipocrizie, da? Este o dovadă de formă fără fond. Prin urmare, ca femei elegante ce suntem sau aspirăm la eleganță, încercăm să rezolvăm și treaba asta. Și primul lucru, cum am zis, pe care trebuie să-l faceți este să aruncați tot ce nu vă vine bine, da? Ce nu e pe măsura voastră. Nu mă interesează că e cu o măsură mai mică și o să slăbești și nu știu ce. Nu mă interesează că e cu o măsură mai mare și îi pui o curea sau nu mă interesează. Arunci tot. Tot ce este decolorat, rupt, are defecte, are pete, are... Totul trebuie aruncat, da? Deci tot. Nu, în garderoba ta de casă nu are ce să caute nimic uzat. Nu mă interesează că este un tricou bun, dar uite că l-am pătat de un suc de roșii odată când am fost la masă, dar mi-e milă de el să... Bă, nu. Pa. Dacă nu-l faci cârpă de șters praful, pa. La fel, tot ce nu ți se potrivește. Așa cum ai grijă în momentul în care îți cumperi haine de ieșit afară, să ți se potrivească formei corpului, să le asortezi cu diverse ținute, să faci outfituri, la fel trebuie să ai grijă și cu ținuta de casă, da? La fel trebuie să ai și garderoba de casă, să aibă aceeași logică la bază, da? La fel trebuie compusă. Și încă un aspect foarte important, tot aici ar intra, ca să vă fie mai ușor să vă dați seama, hainele de casă ar trebui să intre și să se completeze foarte bine cu hainele de afară. Un alt scenariu. De câte ori nu vi s-a întâmplat și aș vrea să-mi lăsați și în comentarii dacă vouă vi s-a întâmplat chestia asta, mie mi s-a întâmplat mai de mult când eram șleambădă, neîngrijită. Așa. Și mi s-a întâmplat și după și mi-am dat seama de diferență. De câte ori nu v-ați întâlnit cu scenariul ăsta? Vine cineva la voi, la ușă, la poartă, la whatever, unde stați voi, vine cineva pe nepusă masă, că e un curier, că e, nu știu, o cunoștință pe care n-ați mai văzut-o de foarte mult timp, că e cineva care a venit în vizită neanunțat și voi sunteți cum sunteți. Imaginați-vă că garderoba voastră de casă trebuie să fie în așa fel construită, încât dacă se întâmplă scenariul ăsta, să fii ok. Adică să te simți bine, să nu-ți treacă prin minte ideea că m-a găsit ăsta îmbrăcat într-un training ponosit. Nu. Adică trebuie să fii îmbrăcată ca și cum ai putea fi oricând gata de ieși pe stradă. E drept, mai relaxat, mai de casă, mai lejer, dar să poți oricând ieși pe... Iarăși, asta este un alt exemplu. În momentul în care vă construiți garderoba, puteți să vă gândiți la treaba asta. Pot să ies de urgență din casă în hainele astea? Și o să ziceți, păi da, eu mă duc la magazin în pijamale. Ok,
treaba ta cum te duci la magazin și cum alegi să te prezinți în public și ce alegi să pui, să spui despre tine prin hainele pe care le porți, dar vă rog să nu uitați aspectul ăsta, că noi comunicăm foarte mult prin hainele pe care le purtăm. Și fie că ne place sau nu, fie că recunoaștem sau nu, oamenii ne judecă prin felul în care ne îmbrăcăm și pe noi ne interesează. Chiar dacă spune, a, nu mă interesează, da, s-ar putea ca doza aia de interes să fie mai mare sau mai mică. Și vă spun eu din experiență că în momentul în care te știi îngrijit, te știi aranjat, te știi cât de cât pus la punct, doza aia de interes este mai mică. Atunci te doare mai tare și te interesează mai tare de ce zic alții când ești mai șleampăt și mai neîngrijit. Atunci te oftici că de ce zic oamenii și de ce te judecă oamenii. Dar oamenii întotdeauna te vor judeca, iar tu spui foarte multe despre tine prin felul în care te îmbraci. Și dacă vrei să transmiți un anumit mesaj despre tine, hainele sunt un instrument. A, depinde de tine dacă alegi să transmiți mesajul că ești neîngrijită, de lăsătoare, sau că ești o persoană care se îngrijește chiar dacă este acasă. Vreau să vă gândiți la chestia asta, pentru că și mie mi s-a întâmplat și mi se întâmplă frecvent, mai ales în perioada asta, mi se întâmplă frecvent, du-te repede până la magazin, ia nu știu ce, sau am uitat să cumpăr nu știu ce, sau du-te, s-a stricat ceva, du-te, fugi repede până la nu știu ce depozit, sau trebuie să mă duc să iau ceva de la cineva și n-am timp să mă schimb, da? N-am timp să mai pierd cu schimbatul și este foarte confortabil să știi că poți să ieși în hainele de casă. Ok, nu mă duc pe tocuri, mă duc în Adidas sau în tenis sau chiar și în papuci. Nu mă duc în costum sau cu sacou pe mine sau în rochii de gală sau mai știu eu ce, dar mă duc într-o ținută care mi este confortabilă, atâta acasă și cu care pot să ies pe stradă fără nicio problemă. N-am nicio problemă dacă mă vede cineva așa, n-am nicio problemă să ies din casă așa, deci la modul ăsta trebuie să vă gândiți ținutele de casă. Acum, hai să vorbim puțin despre treaba asta cu confortul și cu confortabilitatea, știu, am inventat un cuvânt, de lăsarea asta generală care se intitulează drept relaxare, care de fapt e numai o delăsare. Și v-am zis eu că am senzația că undeva la nivel mondial așa există o conspirație împotriva femeilor, de le face să fie din ce în ce mai delăsătoare. Dar confortul ăsta superb despre care vorbim vine din obișnuință. Este cum te obișnuiești. Eu, spre exemplu, la ora actuală am sutien pe mine și zilnic eu port sutien. Aud foarte des chestia asta, vai, nu suport sutien. Apropo, ăsta e alt subiect despre care o să discutăm în curând cu sutienul. Dar confortul vine din ce te obișnuiești, din cum te obișnuiești tu să fii. Dacă tu te obișnuiești să fii îngrijită, o să fie confortabil pentru tine să fii îngrijită. Dacă tu te obișnuiești să fii șleampătă, să fii slinoasă în cap, cu cocul ăla sinistru, efectiv că e sinistru, deja îl văd peste tot și nu mai pot, am și coșmaruri cu el, atunci ăla o să fie confortul tău. Da, este vorba de cum te obișnuiești, este vorba de cum îți creezi un mecanism de a face lucrurile. Asta înseamnă confortul. Nu, confortul nu este să stai în chestii lălâi. Spre exemplu, pe mine, chestiile super largi, super lălâi, super baggy, așa, mă deranjează, pentru că este foarte mult volum de material prin jurul meu și mă deranjează când mă mișc. Și n-am să înțeleg niciodată pe cineva care poartă numai chestii foarte largi, foarte lălâi, foarte oversize, care se inundă pur și simplu material. Bine, asta nu înseamnă că nu se poate face, dar eu nu, personal nu înțeleg ideea de confort în aspectul ăsta, da? Pentru că eu m-am obișnuit ca confortul meu, e o cacofonie acolo, știu, îmi pare rău, să fie altul, să fie niște haine simple, să fie niște haine de casă. Spre exemplu, ce port eu astăzi acum, tricoul ăsta și cu pantalonii ăștia albi, pe care de altfel i-ați văzut într-un reel recent, asta este ținuta mea de casă, obișnuită. Da? Asta e ținuta mea de casă și sunt perfect ok. Nu mă strâng pantalonii, că am mai auzit-o și pe asta, cu pantalonii care să nu mă strângă. Cine Dumnezeu a inventat-o pe asta? Nu știu, dar să se ducă să facă ce vrea el, dar să ne lase în pace. Nu mă strâng pantalonii, nu mă deranjează că sunt mulați, nu mă deranjează tricoul. Deci, ăsta este un exemplu de ținută de casă. Acesta este genul de outfit pe care îl port eu
cam în majoritatea timpului ăștia sunt pantalonii albi despre care vă vorbeam. Și, mă rog, alternez, vă dați seama, nu îi port chiar în fiecare zi, am și alte perechi de pantaloni, dar, în general, cam cu asta mă simt eu super confortabil, adică nu mă strânge, nu mă ține, nu mă deranjează, nu mă taie, nu mă doare. Cam ăsta e genul de outfit, mai ales că acum a venit vara, tind către bluze sau tricouri din astea mai lărguțe, mai lejere așa, dar care să aibă totuși structură, să aibă cât de cât ceva așa, să nu fie neapărat excesiv demulate, dar nici prea baggy, așa să nu fie. Și cam ăsta e genul de outfit de casă pentru mine. Cam asta port eu acum acasă. Dacă trebuie să ies în momentul ăsta pe ușă, să mă duc undeva, pot să o fac fără nicio problemă. Dacă vine cineva la mine, la fel, fără nicio problemă, am, în general, am tendința să umblu desculță, pentru că mie îmi place să umblu desculță. Pe afară am papuci, desigur, dar în casă umblu desculță. Este genul de outfit super simplu, dar super practic pentru mine și super plan de mână. Deci, ca să închidem capitolul ăsta, confortul ți-l creezi tu în funcție de obiceiurile pe care ți le creezi, da? Confortul o să ți-l creezi și o să se modifice în funcție de etapa prin care treci în viață, pentru că nu ai cum să rămâi prizoniera unei situații tot restul vieții tale în condițiile în care viața ta se schimbă, da? Deci nu poți să zici, eu acasă port numai niște treninguri din alea hidoase, jerpelite, pentru că așa am purtat tot timpul. Nu, poți să schimbi ideea asta, adică nu trebuie să fie ceva bătut în cuie. Da? Deci confortul vine din obișnuință. Ce te obișnuiești tu să porți? Dacă te-ai obișnuit să fii șleampătă, da, e confortabil, o să fie puțin de muncă până în o perioadă de timp și pentru mine a fost o perioadă de timp, m-a deranjat să fiu șleampătă, știți, să schimb ideea aia de șleampăt, m-a deranjat că trebuie să schimb treaba aia, dar după aia m-am obișnuit și acum pentru mine asta e confortabil. Acum dacă m-aș întoarce din nou la șleampăt, e nasol. Următorul aspect legat de garderoba de casă pentru a pune bazele unei garderobe de casă este să te gândești la cât timp petreci acasă. Dacă ești genul de persoană care petrece foarte mult timp acasă și muncește de acasă și are activități foarte multe acasă, ba mai mult și partenerul tău sau familia ta te vede acasă, ar trebui să te gândești să cheltui mai mulți bani pe hainele pe care le porți acasă. Da, știu, este un concept care și mie mi s-a întipărit foarte greu în minte, deci foarte, foarte greu mi-a intrat în cap și chestia asta și încă se luptă cu mintea mea ideea asta, dar logica din spatele acestei idei îmi spune că este bună ideea. Așa. Deci, noi suntem setați și suntem formați să ne cumpărăm haine scumpe, haine frumoase, haine care ne vin bine pentru când ieșim afară. Repet, forma aia fără fond, da? Și mai ales în România, asta este o chestie care prinde foarte tare, să mă vadă lumea, să cară bine, dar pentru acasă mă duc și îmi cumpăr haine de la second hand, port toate lucrurile jerpelite, toate lucrurile care nu îmi vin, ba chiar boxerii lui bărbatul meu și toate chestiile de genul ăsta, știți? Și ar trebui să regândiți puțin schema asta, pentru că în momentul în care petreci mai mult timp acasă, automat hainele de casă ar trebui să coste mai mult, da? Sau, dacă vreți să o punem invers, hainele trebuie să cheltui mai mulți bani pe acele haine pe care le porți mai mult. Ori că asta înseamnă la birou, ori că asta înseamnă acasă, da? Deci, încercați să vă inserați ideea asta în minte. Acum, eu nu zic să mergeți să vă luați tricouri de la Gucci și să stați prin casă în tricouri de la Gucci doar ca să arătați că, bă, uite, eu dau mulți bani pe hainele de casă. Dar în loc să mai luați haine din second hand rupte sau mai știu eu ce de purtate, sau purtați haine pătate, rupte, degradate acasă, mai bine vă duceți, uite, la New Yorker, de exemplu, că sunt foarte multe tricouri și maiouri și bluzițe la New Yorker foarte drăguțe care pot fi purtate acasă. Da? Vă duceți și vă luați, nu știu, 5, 10, 15 piese din astea de tricouri și maiouri și le purtați acasă. Da? Nu sunt foarte scumpe. Majoritatea sunt în jur de 30, 35 de lei, 40 de lei, cam așa. Da?
chiar și mai ieftine, dacă vorbim de maiuri. Deci nu trebuie să, nu zic neapărat, hai să mergem să dăm cu sutele de lei pe fiecare piesă pe care o purtăm acasă, dar hai să fie nouă, hai să fie îngrijită, hai să fie aranjată, hai să nu mai fie decolorată, scămoșată, plină de pete, să nu aibă nu știu ce desene dubioase pe ea, să nu aibă nu știu ce mesaje obscene pe ea, bluza aia, da? Și pentru, dacă vă luați, imaginați-vă în felul următor, dacă vă luați 10 bluze, da? 10 bluze, tricou și așa mai departe, pentru acasă, și 3 perechi de pantaloni, 3 perechi de blugi care vă vin bine, pantaloni, o să fie minunat, da? O să aveți o varietate de outfituri în care să stați acasă și nu trebuie să, și nu mai e nevoie să arătați șleampăte și neîngrijite. Bun, și acum se pune întrebarea, dar de ce, Doamne iartă-mă, m-aș chinui eu sau de ce mi-aș da atâta silința pentru garderoba de acasă? Probabil ar fi fost bine să încep cu ideea asta, dar entuziasmul a fost prea mare. Ei, am mai multe idei așa legate de subiectul ăsta. De ce? Odată, pentru că te face să te simți bine. Deci nu puteți să-mi spuneți că momentul în care puneți ceva pe voi care vă vine bine, care vă face să vă simțiți bine, care vă avantajează corpul, nu vă simțiți mai bine, nu vă simțiți mai productiv. Și a doua chestie fiind chiar asta. În momentul în care te îmbraci și ești prezentabilă pentru tine, nu trebuie să fii pentru altcineva, da? Dar ajunge și la aspectul ăsta. În momentul în care ești prezentabilă, te simți mai productivă, te simți capabilă să faci orice. Dacă vine cineva la tine, hai să mergem să ieșim în oraș să cumpărăm nu știu ce, te duci fără nicio problemă, hai să facem aia, facem. Vine cineva la tine în vizită, nu-ți mai bați capul, vai, dar cum arăt, vai, nu știu, așa, da? Te simți mai productivă și te simți mai bine cu tine. Și astea, din punctul meu de vedere, sunt două chestii esențiale care cântăresc mai mult ca orice. Deci pentru mine asta cântăresc mai mult ca orice și consider că sunt niște idei suficient de bune pentru care să ai grijă la felul în care te îmbraci acasă. Apoi, mai este treaba cu partenerul de viață, că tot am amintit. Am auzit foarte des chestia asta cu să nu mă vadă ăla străin, cum arăt. Dar partenerul tău de viață e bine să te vadă așa, șlempăt? Adică nu zic să te vadă tot timpul aranjat la patroace, nu știu ce, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii total neglijentă, mai ales ca femeie, în momentul în care stai cu cineva în casă. Sau chiar dacă nu stai cu cineva în casă, nu cred că este o idee bună, și experiența m-a învățat în timp că nu e o idee tocmai sănătoasă, să fii total neglijentă cu felul în care arăți când ești acasă. Gândiți-vă în felul următor, când începeți o relație nouă, da? Fie că a fost acum 150 de ani, fie că a fost alaltă ieri. În general, ai grijă să te aranjezi ca femeie, să fii tot timpul aranjată, să fii cu îndrăguță, să ai părul făcut, să nu știu ce, la la la. După care, relația aia avansează și ajungeți într-un punct în care sunteți foarte comozi, foarte confortabili unul cu celălalt și nu-ți mai pasă. Și brusc partenerul, fie că e el sau ea, începe să dea semne că, bă, știi, adică mai tăști cu peria aia prin păr, adică mai, știi? Și am văzut foarte multe femei care se simt ofensate de genul ăsta de remarci făcute de soții lor. Adică cum? Dar de ce? Să nu mă simt eu bine în pielea mea? El nu zice să nu te simți bine în pielea ta, dar aspectul, știi? Adică ai grijă un pic de aspect. Pentru că în momentul în care te-a cunoscut, nu te-a cunoscut așa. Știi? Adică trebuie să ții cumva povestea. Iarăși revenim la formă fără fond. Pentru că în momentul în care încerci să pui lăbuțele pe personajul ăla, ai grijă să te aranjezi, dar după aia, după ce ai pus lăbuțele, nu te mai interesează. Păi automat și interesul lui pentru tine o să scadă. Dacă nu-ți mai dai interes. Bineînțeles că este de așteptat ca și el să facă chestia asta. Adică eu nu spun aici numai femeile să se îngrijească și bărbații nu, bărbații pot să fie neîngrijiți. Nu, nu, nu. Și bărbații trebuie la rândul lor să se îngrijească, dar noi vorbim de femei aici, că suntem mai mult femei. Asta ar fi o a treia chestie. Și a patra chestie este foarte importantă, pe care o vedeți și o văd pe Instagram, Dumnezeule, tot timpul, și pe Facebook, și de pe unde n-o văd, Doamne, și tot timpul văd citate. Dacă tu nu-ți dai importanță, nimeni nu-ți dă. Ok? Da, perfect de acord.
Dar hai să punem chestia asta în practică. Și unul din modurile prin care poți să pui chestia asta în practică este tocmai asta, având grijă de felul în care arăți acasă. Da? Deci având grijă de aspectul tău de acasă. Repet, pentru cine se sensibilizează, eu nu vorbesc aici de a fi tot timpul cu bigudiurile puse sau cu părul coafat sau cu haine din astea de gală pe tine sau machiaj din ăla de operă. Nu despre asta vorbesc, ci vorbesc despre minimul de îngrijire pe care trebuie să-l ai. Păi frate, deci e logic, e culmea logicii. Acum pentru mine când am ieșit din sfera aia șlempătă, e culmea logicii. Adică, băi, intri dimineața în baie, da? Faci ce-i face pe acolo, îți faci un duș, te speli pe dinți. Păi dacă te speli pe dinți, dă și cu peria prin părul ăla. Nu îl face cocul ăla sinistru aici, în vârful capului, care în 99,99% din situații nu stă bine nimănui. Deci cocul ăla sinistru nu stă bine aproape nimănui. Și oricum, chiar dacă îți stă bine cu cocul ăla, tot neîngrijit pare, pentru că părul pare nepieptănat. Nu știu cum se întâmplă, dar cocul ăla sinistru tot timpul dă impresia că ești nepieptănat în cap. Așa că hai să evităm cocul ăla sinistru și să facem ceva. Mai bine prindeți o coadă, nu e punctul meu de vedere, decât să faci coadă în cocul ăla. Da? Hai să nu mai arăți așa de lăsătoare. Bun, dacă tot ai intrat în baie, lasă pijamalele acolo sau hainele alea murdare, lasă-le în baie și ia-ți ceva curat și care să-ți vină pe tine, da? Și asta ar fi următorul subiect despre care vroiam să vă vorbesc, și anume, creați-vă uniforme, pentru că o să ziceți, da, bine, dar eu nu pot să stau îmbrăcată în bluze și în tricouri și nu știu ce, și în haine drăguțe pe timpul zilei. Creează-ți uniforme. Fă-ți uniforme. Eu, la ora actuală, mi-am setat niște uniforme. Am uniformă pentru tuns iarba în curte, am uniformă pentru făcut curățenie și am hainele în care stau în restul timpului, da? Când stau prin casă și fac diverse chestii care nu implică neapărat transpirat, murdărit și așa mai departe, stau în hainele astea. În momentul în care fac curățenie sau mă duc să tund iarba sau să am grijă de căței, stau în hainele alea și sunt uniforme. Iarăși, hainele de sport ar trebui să fie o uniformă, nu un standard general. Mai lăsați colanții aia, vă rog eu frumos, că sunt hidoși. Am și eu colanți, am și eu haine de sport, mai nu, am și eu. Am intrat și eu în categoria asta, să știți, nu sunt pe din afară. Dar asta nu înseamnă că trebuie purtate non-stop. Dar știu, sunt comode, sunt... nu le simți pe tine. Dar nu e cel mai bun aspect, da? Adică... Hai mai să le mai lăsăm și pe alea, să purtăm haine de sport când facem sport și să evităm să purtăm haine similare cum ar fi colanții în restul timpului, da? Deci încercați cumva să vă faceți uniforme pentru activități. Altă scuză pe care o aud de foarte mult, vai, n-am timp, v-am spus, există cultul lui n-am timp, am făcut un clip pe chestia asta, vi-l las în descriere, cultul lui n-am timp, n-am timp, nu am timp să mă schimb. N-am timp să mă schimb de 3 ori pe zi, pe bune, că n-ai timp să dai niște haine jos de pe tine și să pui altele. N-am timp. O mai aud pe aia, dar eu am copii, nu, n-am timp. Dacă te organizezi și faci lucrurile în așa fel încât să ai timp, o să reușești. În general, oamenii care sunt foarte dezorganizați se plâng că n-au timp. Da, eu știu femei care au 4-5 copii și arată impecabil și n-au ajutor, da? Și nu se plâng, nu dau vina niciodată pe copii că, vai, Doamne, copiii mei îmi storc toată energia și eu nu mai am timp să mă îmbrac. Nu, le vezi tot timpul, nu spun aranjate ca ieșite din salon sau ca scoase din cutie, ci le vezi că sunt pe linia de plutire, că asta îți dorești să fii. Da? Mai ales în condițiile în care lucrezi de acasă sau stai foarte mult timp acasă. Deci hai să nu ne mai folosim de scuzele astea și să ne gândim ce putem să facem să ocolim scuzele astea, da? Cu n-am timp, copiii mei mănâncă timpul. Un alt lucru legat de a fi îngrijită și elegantă acasă este legat de păr. Foarte important, și v-am mai zis chestia asta de-a lungul timpului, n-aveți timp să vă vopsiți părul, nu-l vopsiți. Nu este un standard general că toată lumea trebuie să-și vopsească părul. N-aveți timp să-l îngrijiți
să vă duceți regulat la vopsit, să nu vopsiți regulat, nu-l vopsiți. Nu este nimic în neregulă să ai părul natural, să ai culoarea ta naturală sau găsește o formă de a te vopsi, nu știu, ceva, niște șuvițe sau ceva, care nu necesită întreținere din două în două săptămâni. Da? Unul dintre cele mai neplăcute lucruri pe care le pot întâlni la o femeie, lăsând la o parte foarte multe altele, este rădăcinile nespălate și nevopsite. Mi se pare că trădează din start, pentru că alea sunt fix în creștetul capului și trădează din start lipsă de îngrijire. Da? Și poate tu zici, păi n-am avut timp să mă duc la salon să mă vopsesc, ce naiba fac? Lumea din jurul tău nu o să vadă asta. Repet, în momentul în care nu te îngrijești, asta v-am mai spus într-un clip, în momentul în care nu te îngrijești, oamenii din jurul tău, chiar și cunoscuții tăi care te cunosc bine și puteți să-mi confirmați treaba asta, nu o să vină să zică, sărăcuța, n-are mă timp, hai mă să... Nu, o să zică e neîngrijită. Poate că tu, într-adevăr, nu ai timp. Dar hai să fim mai deștepte de atât. Da? Că suntem femei și putem să fim mai deștepte de atât. Nu ai timp să te vopsești, nu ai timp să te duci regulat la vopsit, la întreținere și așa mai departe. Nu te vopsi! Nu este o crimă să nu te vopsi. Nu-mi place culoarea mea naturală. Ai încercat măcar să vezi dacă îți place? Adică ai făcut un efort de a te accepta așa cum ești, ca să vezi dacă îți place? Asta o dată. Bun. Doi. Legat de păr, foarte importantă este tunsoare. Găsește-ți o tunsoare care să-ți vină bine. Eu m-am tuns acum și m-am tuns un pic mai scurt, dar până la finalul anului nu mai e nevoie să mă tund. Adică eu nu mai am nevoie să mă tund. O să stea bine și după ce o să crească părul meu. Și asta este ideea pentru mine. Deci eu mă tund singură, dar nu vă recomand să faceți asta acasă, toate, să vă tundeți singure acasă. Eu mă tund singură că am eu piticii mei pe creier. Dar asta nu înseamnă că este o regulă universal valabilă. Mergeți la salon și vorbiți cu omul ăla, mergeți la un salon de Doamne ajută și vorbiți cu omul ăla și căutați o tunsoare care să fie practică pentru voi. Nu vă luați după trenduri, nu vă luați după boburile lui Rihanna sau mai știu eu ce tâmpenie, care arată foarte bine. V-am zis, mi-aș face coafiura lui Meryl Streep din Diavolul se îmbracă de la Prada mâine, asta presupunând că aș fi și eu avea păr pentru așa ceva. Mâine mi-aș face bobul ăla. Dar este atât de greu de întreținut și de coafat în fiecare zi și de aranjat și de făcut să stea așa cum îi stă ei în film, este incredibil de greu, da? Și nu am nici timp, nici răbdare, nici nervi pentru așa ceva. Prin urmare, nu-mi fac bobul ăla, da? Deci încercați să găsiți o tunsoare potrivită pentru voi și pentru situația voastră în care vă aflați, da? Să nu vă ia mult timp. Că iarăși o aud pe aia, n-am timp să mă spăl pe cap. Ba da, ai timp. Deci nu există n-am timp să mă spăl pe cap. Asta nu e. E una dintre cele mai mari minciuni pe care le inventează femeile. Nu există. Ai timp să te speli pe cap. Poate n-ai timp să te coafezi. Aia e altceva. Este cu totul altceva și acolo sunt de acord. Că nu în fiecare dimineață ai timp să stai cu placa sau cu ondulatorul sau mai știu eu cu ce instrument prin păr ca să ți-l faci să arate bine. Dar dacă ai tunsoarea potrivită, care se potrivește fizionomiei tale, care se potrivește pe stilul tău de viață, nici nu e nevoie să-l coafezi de multe ori. Eu sunt perfect ok, că de aia nici nu l-am coafat. Eu astăzi ce am făcut a fost să-l spăl și să-l usuc cu fân. Atât. N-am trecut cu altă perie prin el, n-am trecut cu ondulatorul, n-am trecut cu placa, n-am trecut cu nimic. Mie îmi place cum stă așa. Poate vouă nu vă place, dar mie îmi place. Și eu mă simt bine așa. Și asta e ideea, da? Găsiți acel tunsoare care vă permite să faceți chestia asta. Să-l spălați, să-l uscați și să ieșiți pe ușă. Da? Pentru că înțeleg aspectul că, bă, n-am timp să stau în fiecare zi să-l undulez. Sau poate nu ți arde. Este perfect ok să nu ți ardă. Dar atunci hai să fim mai deștepte și să găsim niște lucruri care să ne ajute să fie în favoarea noastră. Și când ești acasă, când vorbim de a fi îngrijită acasă, asta ajută foarte mult. Pentru că acasă, ok, sunt de acord că nu trebuie să stai tot timpul cu coafată. Deci sunt perfect de acord cu chestia asta. Da? Că acasă n-are sens. Adică eu nu m-aș coafa. Eu acasă, când stau acasă, mă coafez strict dacă am nevoie să filmez. Adică tot în scop de muncă, să zicem. Dar nu pentru a sta acasă coafată. Nu. Dar îmi spăl părul. Da? Ceea ce e foarte important. Nu există. Nu mă interesează. Poți să ai 500 de copii.
poți să ai 70 de bătrâni de care să ai grijă și încă 30 de copii pe lângă, nu există. Trebuie să găsești 10 minute pentru tine să te îngrijești măcar atât. Da? Măcar atâta atenție să-ți dai. Pentru că altfel, vă repet ce am zis tot pe parcursul întregului clip, o să pară că nu vă dați importanță și o să pară că sunteți lampăte și o să pară că sunteți neîngrijite și o să pară că nu vă pasă de voi și poate că vreți să dați impresia asta, dar după aceea o să vă întrebați, dar de ce lumea mă tratează așa? Dar de ce lumea nu îmi dă atâta importanță cât aș vrea să-mi dea? Dar de ce lumea nu este atât de atentă cu mine? E, uite de aici, pentru că noi emanăm importanța pe care trebuie să ne dea cei din jurul nostru, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Acum, îmi doream foarte mult în clipul ăsta să vorbesc și despre haine, despre ce să purtăm, despre idei de ținute, dar asta o să fie o parte a doua a acestui clip, pentru că m-am lungit mult, știu că am vorbit mult, sunt foarte multe chestii de digerat din clipul ăsta, știu că nu sunt neapărat cele mai populare idei, dar o să revin cu partea a doua în care avem mai multe exemple de ținute de casă. Așa că, dacă v-a plăcut clipul ăsta, dacă vi s-a părut interesant, dați-mi un like și un share, mă ajută super, super mult. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, că și asta mă ajută enorm de mult. Veniți și pe Instagram, că acolo vorbesc cu voi în fiecare zi. Și de asemenea, nu uitați să vă abonați la newsletter, că am newsletter-ul acolo și îl trimit în fiecare săptămână. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!